Trebuie să recunoaștem că toate ne cam dorim buzele surorilor Kardashian, vrem să avem buze mai mari, ne e frică să ne ducem să ne injectăm și atunci nu mai bine întrebăm noi specialistul. Alex, am venit la tine și la Ana, bine ați venit. Bine v-am găsit. Să vă întrebăm cum, mai ales pe tine, cum să facem noi dacă avem buzele insuficient de voluminoase pentru gustul nostru. Păi uite, ai pornit de la un mit, exact. Mitul absolut al surorilor Kardashian. Mă vorbim despre Kylie Jenner, care m-a lansat povestea asta în urmă cu vreo 3-4 ani. Ce interesant la fata asta este că ea a mințit cumva poporul cu televizorul, spunând că buzele ei s-au mărit brusc peste noapte și imaginile pe care le veți vedea și pe ecran vor arăta povestea asta. Da. Toată lumea a crezut, doar prin folosirea unui creion contur de buze. Da, mai târziu am aflat că fata și-a lansat o linie de cosmetice pe care o endorsează și care, bineînțeles, face foarte mulți bani din povestea asta, tocmai pentru că s-au lansat cu lip kit-uri, cu grupaje din astea de creion, cu ruj, care să funcționeze bine la nivelul buzelor. Însă, totul a pornit cumva de la un neadevăr. Hai să zicem așa. Bun. După aceea a pornit mult perioada de injectabile. Injectabile înseamnă tot ceea ce pui la nivelul buzelor pentru a obține un volum suplimentar. Multă lume crede că botoxul se injectează în buze și aici cumva o să vină în ajutorul tuturor medicilor care sunt disperați când aud povestea asta. Da, vorbim despre acid hialuronic, o substanță care practic e capabilă să creeze volum prin captarea moleculelor de apă din corpul tău și în momentul ăla au apărut și așa nuurile, pentru că multe fete care nu aveau deloc buze se duc la doctor și ce spun? Punem de toți banii. Exact. Punem cât poți de mult acolo, vreau să te vadă că am făcut investiția asta în mine. Incredibil. E valabil pentru orice operație dar estetică de frumusețare. Ridicol de la un punct încolo. Exact. Ridicol și inconfortabil de cele mai multe ori. Așa că multe au ajuns la situația de a fi nevoite să topească acest acid hialuronic din buze, operație care îți dai seama nu e deloc una plăcută și deloc cumva pe... confortabilă. Nu-ți dorești chestia asta. E adevărat. Bun. Dar putem să rezolvăm din alte... Exact. Acum hai să luăm pașii corecți. Dacă fata aia a mințit în urmă cu 5 ani despre cum poți să faci conturul buzelor să fie mai voluminos și în felul ăsta să tricuiești cumva la capitolul buze, m-am gândit de ce nu să facem chestia asta for real, cu o persoană normală. Am adus-o din nou pe Ana în platou. E interesant să vedem cum ne jucăm cu buzele în așa fel încât putem să obținem realmente un efect de mărire al buzelor, dar fără să apelăm la injecții. Îți dacă ne place chestia asta... o pregătire prealabilă. Pentru buze, pentru da, buze. Cu siguranță ne trebuie o pregătire prealabilă. Există măști pentru buze, există patch-uri din acelea, ca cele pe care le pui în jurul ochilor, există sub formă de buze pe care le pui pe buze și poți să stai cu ele 20 de minute seara înainte de culcare sau de ce nu dimineața când te-ai trezit înainte de a-ți începe machiajul. Există creme hidratante și bineînțeles există acel pas obligatoriu pe care vă sfătuiesc să-l faceți. Nu trebuie să apelați neapărat la produse foarte scumpe, dacă aveți zați de cafea sau zahăr acasă, îl amestecați cu puțină miere și masați buza cu degetul sau cu o periuță de dinți pe care nu mai folosiți în momentul acesta. În momentul respectiv, eliminați orice piele moarte de pe suprafața buzelor și obțineți exact suprafața perfectă pentru a începe machiajul. Dar atenție! Buza e foarte subțire și foarte sensibilă. Motiv pentru care e absolut necesar să folosești un hidratant înainte de a începe acțiunea efectivă. Noi am folosit chestia asta cu Ana. Practic am trecut cu ea prin pașii clasici ai unui machiaj și a aplicat această cremă ușor pe buze, un balsam de buze, să-i spunem, o vaselină, după care și-a făcut machiajul și în timpul machiajului, inevitabil din cauza mișcărilor pe care ea le-a făcut... Mulțumesc! Și-a pus fondetent pe buze. Și-a pus fondetent pe buze. Îl lași acolo sau îl îndepărtezi? Multe persoane îl lasă, dar din păcate trebuie să știți că fondul de ten conține în compoziția lui foarte multe uleiuri, foarte multe grăsimi, care nu riscă decât să îți destabilizeze rezistența rujului. Mai ales în perioada în care noi trăim acum, o perioadă în care toată lumea își dorește ca sub masca de protecție să reziste acest ruj, să nu se trezească când își scot masca cu așa rujul e, întins smaci peste tot. Da. La final, adu-mi aminte, pentru că vreau să vă arăt un trick foarte interesant pentru a păstra rujul cât se poate de bine sub mască. Bun, primul pas în viziunea mea este să eliminăm acest fond de ten. Și pentru a face asta, folosesc puțină apă micelară, un Q-tip. Și atenție, e un moment în care vă puteți da foarte repede seama care e forma pe care vreți să o desenați. Multă lume spune, bun, am buzele, dar cum desenez? Eu n-am mâna unui artist, ce fac? Ei bine, uite, ăsta e un moment în care te poți juca foarte bine, pentru că în momentul în care vii cu apa micelară pe conturul buzelor, să lucrezi jumătate de gură ca să vedeți diferența față de cealaltă jumătate, tu decupezi de fapt în baza ta, în fondul de ten, forma pe care urmează să o
crezi la nivelul buzelor. Și deja buza asta, uitați-vă cum pare mult mai mare decât cealaltă jumătate. Vreau să te mai întreb ceva. În felul ăsta eviți și migrarea rujului prin ridule? Da, pentru că în momentul ăsta am creez o graniță la nivelul conturului buzelor. Am practic granița de fond de ten pe care am marcat-o foarte sharp în momentul ăsta prin decuparea cu un astfel de Q-tip și urmează, bineînțeles, să folosesc un creion, un creion mat de fiecare dată pe care să-l apăs pe piele. Atenție, multă lume când își aplică creionul merge cu o senzație din asta de abia colorez, abia, da, jene, exact. Nu e cazul. Trebuie să apăsăm, pentru că în felul ăsta formula creionului este va lipi cu adevărat de piele și atunci avem acest gard, să-i spunem cu ghilimele de rigoare, care nu va lăsa deloc rujul să migreze. Pare uitați-vă deja cum jumătatea asta pare mult mai mare decât cealaltă jumătate prin simplu fapt că am șters fondul de ten. Bun, fac asta rapid pe toată suprafața buzelor și următorul pas pentru mine constă în a desena buza efectiv. Pentru desenarea buzelor, creioane mate. Obligatoriu creioane mate și foarte bine ascuțite. Am mers și la Ana, Ana e vara mea. Am mers la ea astăzi și mă uitam pe teșgheaua de la baie. Știi că acolo țin toate femeile până la urmă produsele de machiaj. Toate creioanele de buze erau tocite și mânjite. Știi? Și ei spuneam, Ana, cum vrei tu să-ți conturezi buzele dacă le ai așa de prost întreținute? Primul loc pentru buza superioară vom începe din arcul lui Cupid, din zona centrală, comisura aceasta, pe care o marchez ușor depășit, da? Deja. Îmi creez V-ul. De asta am nevoie de un creion ascuțit și de asta am nevoie de un creion mat. Atenție! De ce mat? Pentru că noi lucrăm peste volumul, peste muchia naturală a buzei, cât care e un volum. Mă duc, ca să poți să mergi un 2 mm, poți să mergi un 3 mm. Sunt multe persoane care preferă să-și omoare acest arc. E o chestie destul de modernă în ultima perioadă și nu mi se pare neapărat greșită. Deci, uite, poți să-l omori ușor, să nu fie atât de unghiular. Dar, foarte important, creion mat. De ce mat? Pentru că muchia buzei nu trebuie să se vadă. Nu trebuie să se vadă deloc, iar orice culoare mată are capacitatea de a absorbi lumina, pe când orice textură lucioasă are capacitatea de a o reflecta. Dacă eu acum aș avea un creion hidratant, să spunem, un creion care îmi lucește pe conturul buzelor, n-aș face decât să arăt că Ana încearcă să nu mă păcălească în momentul ăsta. Încearcă să îmi vândă o mărie cu altă pălărie. Exact, și nu ne dorim chestia asta, pentru că am nevoie de o culoare mată care să absorbă și care să nu-mi lucească pe volumetria buzei, efectiv pe muchia ei. Te rog, te văd puțin intrigată. Un pic să te îndrept eu către cameră cumva. Așa? Asta e. Perfect. Așa. Dacă culoarea creionului tău ar fi fost mai închisă, nu cumva s-ar fi dat un alt efect optic? S-ar fi dat un alt efect optic, ai o mare dreptate. Vorbim despre o modă pe care amândoi am văzut-o, am trăit-o, o cunoaștem. Este acea perioadă de creion maro și ruj mai deschis. Am cuvântul pentru el, dar n-am voie să-l pronunț acum la televizor. Da, exact, ruj mai deschis. Da, nu mai vorbim despre așa ceva, vorbim despre o asortare cât se poate de corectă între rujul pe care îl folosim și creionul de buze. Bun, deci Am aplicat sus, am pornit din centrul buzei, pentru buza inferioară, un pic peste. Și acum o să facem vorbim despre modă și moda la buze în momentul ăsta este să creăm acest arc al lui Cupid ușor mai rotunjit, ușor mai plin, ușor mai definit. Iar pentru buza inferioară pornesc întotdeauna de la comisuri către zona centrală. Observ că folosesc creionul cât se poate de perpendicular. Multe femei când își aplică creionul de buze au o mișcare de genul ăsta și nu e corect, pentru că lucrez cu muchia creionului. E foarte important să lucrezi cu el cât se poate de perpendicular pe buză, pentru că în momentul ăla faci exact ce am vorbit noi mai devreme. Intri cu produsul în acele microridule și creezi un gard. Stopezi totul stopezi pentru a nu se risca migrația. Uite-te puțin cât de repede s-a întâmplat povestea. Pentru că vorbim despre o culoare bine aleasă pentru Ana, nu am nevoie să fac acel truc pe care îl știm de mult și pe care îl cam desfințez de multe ori, acela de a umple buza cu creionul contur. Nu ai nevoie să faci chestia asta dacă folosești culoarea corectă. Pasul următor, folosesc un ruj mat, un ruj care să reziste pe suprafața buzei și un ruj care De unde știu care e culoarea potrivită pentru mine? Tu mi-ai arătat care e culoarea potrivită pentru ea, pentru că tu ai ochiul specialistului, de eu exact. Cum îmi dau seama? E foarte important să te uiți la subtonul pielii tale. Da. Dacă în mod normal folosești fonduri de ten care conțin galben în compoziție, atunci du-te către o gamă gălbuie a fondurilor
creionelor dermatografe sau a rujurilor. Adică orice conține portocaliu, orice conține galben, maroniu, arămiu și așa mai departe. Vorbim practic despre toate culorile de toamnă. Dacă pielea ta conține roz în compoziție, atunci este momentul să te duci clar către gama cromatică mai rece, adică către rujurile care conțin în compoziția lor vișiniu, rozaliu, orice culoare care are puțin mai multă tentă rece. Ești genul de artist care folosește iluminarea pentru a da efectul de mărire a buzelor? Da, folosesc iluminarea, dar încerc, în special când am trucul ăsta de a mări buzele, îmi doresc să măresc buzele cuiva, niciodată nu voi face iluminarea asta folosindu-mă de texturi cremoase sau lucioase. Voi folosi întotdeauna pigmenți sau farduri care conțin puțin SIDEF. Și ăla e un luciu pe care îl obții, dar e un luciu mat, pentru că nu e sticky și nu reflectă lumina decât acolo unde îți dorești tu să o plasezi, nici de cum, așa cum o joacă lumina ambientală în locul în care mergi. Asta ar fi aplicarea. Pasul următor, un truc. Folosiți întotdeauna puțin din anticearcănul pe care l-ați aplicat pe întreaga față, la corecturi și așa mai departe, pe conturul buzelor, în special pe partea inferioară la exterior, aici. Observ cum îl aplic. Așa, da. Și le stompez ușor în piele. Îl aplic așa și îl estompez ușor în piele, pentru că culoarea asta deschisă va crea volum mai mult pe zona centrală. Un truc pe care multă lume îl aplică este să te folosești de un șervețel, dar niciodată nu folosiți tot șervețelul. Desface șervețelele astea în două, în trei și folosești o singură zonă de șervețel pe care o plasezi pe buze, închide gurana. Perfect, și cu ajutorul unei pensule tapotezi cu puțină pudră. E un truc pe care chiar oricine poate să-l facă acasă, dar e important să tapotezi cu pudra asta prin șervețel, pentru că în modul acesta vei prelua uleiurile și nu culoarea produsului. Iar pasul următor, vorbeam despre folosirea unei măști, o să-i și dau masca să o țină, înainte de a... pentru că multă lume își pătează masca pe interior, inevitabil. Stai o secundă, Ana. O să folosim un fixator pentru ruj. Nu știu dacă știți despre produse de genul ăsta, chiar există. Arată ca un lac de unghii, dar bineînțeles e un produs special pentru zona buzelor. E un produs super transparent, care pare lucios inițial, dar instant se absorbe în suprafața pielii și matifiază. Și orice ruj ai avea și îl aplici astfel, îți va sigila practic suprafața rujului. Dar și îl... absolut deloc, pentru că deja tu ai locuit în momentul ăsta toată hidratarea pe care ai promovat-o până în momentul ăsta. Masca, rujul, tot ce ai pus tu pe buze, o sigilezi în piele. Da. Uite puțin cum începe să se matifieze și cum dispare senzația aia de luciu. Moment în care te poți juca foarte ușor cu masca pe suprafața buzelor și nu obții pete. Incredibil! Plus că e o foarte mare deosebire între Ana de acum câteva minute și Ana de acum. Dacă îți dorești buze mai voluminoase, da, sfatul meu și sfatul meu către toți cei care ne privesc este să încerce mai întâi să le deseneze, să vadă dacă le stă bine cu un astfel de accesoriu. Accesoriu. Aș merge chiar către accesoriu, având în vedere că multe chiar plusează pe povestea asta. Și după aceea să ia decizia dacă vor cu adevărat să meargă în pasul următor, adică să ajungă la un doctor estetician care să facă chestia asta permanentă. Hai să vedem împreună deosebirea dintre Ana de la începutul și Ana de acum, ca să înțelegeți dumneavoastră ce-l face pe Alex. E o diferență foarte mare și în același timp uitați-vă că e o culoare care funcționează bine cu fața ei. Brusc o vezi mult mai naturală și brusc tot ce însemna până în momentul ăsta, nu știu, aspect al tenului ciudat sau lipsa acelei culori, acum a revenit pe față. Mulțumesc foarte, foarte mult! Parcă ne-am pregătit de nunta Andei Adam. Să știi că la tine vin dacă mă invită. Te aștept cu drag. De cerut a fost cerută, să știți.